Ok, bună ziua, stimați reprezentanți ai presei. Ne bucură interesul manifestat pentru această conferință de presă. Am ales acest format nu întâmplător și mulțumesc, încep prin a mulțumi tuturor colegilor care stau în spate. Este vorba despre primarii din municipiul, din raionul Orhei. Este vorba despre primarul municipiului Orhei, este vorba despre șefii instituțiilor de învățământ de pe raza raionului, este vorba despre șefii instituțiilor de învățământ timpurii, grădinițele din raion, este vorba despre șefii caselor de cultură, a bibliotecilor din raionul Orhei și noi din administrația raională, care ne-am solidarizat și vrem să transmitem un mesaj clar astăzi de solidarizare la toate nivelurile, între toate instituțiile bugetare care se află pe raza municipiului și raionului Orhei, prin a declara astăzi că întreaga administrație publică locală din nivelul 1, din nivelul 2, toate instituțiile unde administrația publică locală este fondatoare și unde are direct responsabilitate, intră în grevă japoneză. Motivul acestui pas are câteva aspecte. Primul, sigur, este de a sensibiliza și de a pune o presiune pozitivă pe factorii decizionali și nu în zadar. Această conferință de presă este tocmai în fața guvernului, pentru că cumva știm din auzite, și aici fac o mică paranteză să zic că în continuare comunicarea între administrația publică centrală și cea din nivelul 2 și nivelul 1 șchioapătă, dacă putem spune, foarte moale la capitolul comunicare. Am aflat cumva că va fi ședința Parlamentului și vor fi rectificări la bugetul de stat ce ține de alocarea resurselor financiare pentru buna funcționare a instituțiilor de învățământ, a instituțiilor de a grădiniților, și în aceeași situație, și nu știu de ce, Ministerul Finanțelor nu a contabilizat și celelalte cifre decât școlile și grădinițele atunci când este vorba de asigurarea cu facturi. Avem bibliotecile, avem casele de cultură, avem primăriile noastre propriu zise, instituții care la fel sunt în imposibilitatea de a-și asigura financiar plățile la facturi. Știm foarte bine că atunci când am adoptat bugetul raionului și bugetul țării, formula de calcul per copil și, în general, tot ce înseamnă resurse financiare acordate școlilor și grădiniților a rămas aceeași. Iar în momentul când a fost adoptat bugetul și a raionului și a țării, toată lumea știa, factorii decizionali știau, la momentul respectiv erau deja dublate prețurile la energia termică și, cu surprindere, am constatat că și formula de calcul pentru fiecare copil și resursele financiare au rămas în oglindă ca anul precedent. Sigur că managerii instituțiilor de învățământ, care iată stau aici în spate și care s-au mobilizat exemplar în sensul de a găsi soluții cum să asigure plata la facturi, au luat bani de la dezvoltarea școlilor, bani care erau puși la alte capitole decât facturi, bani care erau puși la capitole de investiții, procurări, elementarul necesar pentru buna funcționare a școlilor, au umblat la banii de acolo și au pus la facturi, fiindcă asta înseamnă să ai grijă de instituția pe care o conduci și asta înseamnă să ai o abordare constructivă și mirarea ne este că, iată, când am primit în luna martie sau chiar, dacă nu mă înșeală memoria, la începutul lunii martie, Ministerul Finanțelor ne-a cerut să prezentăm informația care ar fi lipsa financiară până la sfârșitul anului pentru școli și grădinițe, care, iată, așteptăm rectificări la bugetul de stat. Tare ne-a fost mirarea că sumele care au fost compensate cumva de către instituțiile școlare, cumva cei care au redicționat banii de la dezvoltarea instituțiilor către facturi, acea sumă nu mai poate fi recuperată. Și aici avem situații catastrofale în marea majoritate din școli, care deja au asigurat facturile, banii pentru facturi la energie termică,
și au rămas practic și fără bani măcar să-și procure cretă. Și noi așteptam ca și așteptăm în continuare și această grevă japoneză în care am intrat vine să pune presiune pozitivă pe factorul regional pentru a, odată pentru a suplini suma restantă până la sfârșitul anului la facturi, toate feluri de facturi și energie termică și energie electrică și suma care a fost deja redicționată câte facturi, luată de la gura copiilor, cum ar veni, la fel să se regăsească în aceste rectificări. Nu suntem convinși, din contra, prin răspunsurile și comunicarea prin înscris pe care o avem cu factorii decizionali, măcar la așa nivel, există o anumită comunicare. Ni se dă de înțeles clar că banii, și este vorba de aproape 4 milioane de lei, în jur de 4 milioane de lei, bani pe care instituțiile școlare deja le-au redicționat către facturi și bani pe care nu suntem convinși, din contra, banii aceștia, practic, instituțiile școlare i-au pierdut. Bine, când vorbim de instituțiile școlare mai mari, cum sunt cele din municipiu Orhei, și apropo, situația în care se află și școlile din municipiu Orhei și școlile și grădinițele din raion, este în oglindă în toată țara. Și toată lumea știe că școlile care sunt mai mari, care au mai mulți copii, au un pic alte bugete și practic școlile mai mari nu simt din plin această lovitură. Cu toate că și acolo când scoți 1,5 milioane de la dezvoltarea școlii și de la facturi, credeți-mă că 1,5 milioane se poate de făcut în fiecare școală câte ceva la nivelul investițiilor. Situația catastrofală este în școlile mici și aici este vorba despre 90% din, ca număr din școli de pe raza raionului. Bani pe care așteptăm să vedem cum vor fi gestionați de către factorul decizional din Parlamentul Republicii Moldova, Ministerul Finanțelor și Guvernul în general. Facem apel pentru a sensibiliza și pentru a pune presiune pozitivă pe factorul decizional, facem apel către toate sindicatele din învățământ, facem apel către toate administrațiile raionale și municipale, orășănești, comunale, sătești, din toată Republica Moldova, facem apel către toți managerii de instituții școlare din Republica Moldova, să intre și ei în această grevă japoneză pentru a ne arăta solidaritatea și pentru a trage un semnal de alarmă că, după ce guvernarea a gestionat absolut ineficient criza pandemică și aici vreau să vă spun că raionul Orhei, prin decizia Comisiei Sănătate Publică de a permite învățământul în regim normal, nu online, atunci când a fost ultima situație de acest gen, a confirmat și este bine să spunem asta de fiecare dată, atitudinea și poziția pe care noi am luat-o în gestionarea crizei pandemice atunci a fost una corectă. Sănătatea publică nu a avut de suferit, din contra, a avut sau îmbunătățit procesul educațional la care stăm deja foarte prost în ultimii 2 ani de zile. Reiterăm și pe această cale poziția noastră constructivă și în acest sens logica intrării în greva japoneză vine să confirme acest lucru. Greva japoneză, toată lumea știe ce prezintă, această panglică albă pe care o vor purta toți angajații din administrația publică locală de nivelul 1, de nivelul 2, școlile, grădinițele, bibliotecile, casele de cultură, toți angajații din raionul Orhei, vor purta această panglică până la ședința Parlamentului când, dacă va fi, și până în ziua în care se va întâmpla acest lucru, când vom urmări atent care vor fi poziția Parlamentului, factorul decizional, în buna funcționare de mai departe și alocarea în acest sens a resurselor financiare, în buna funcționare a instituțiilor de învățământ pe raza municipiului și a raionului și respectiv pe raza întregii țări. În continuare, o să le invit aici pe primarul municipiului Orhei, domnul Pavel Verejanu, care o să vă descrie situația de pe raza municipiului Orhei. Iar așa pentru statistică, vreau să vă spun că doar până la sfârșitul anului, instituțiile de învățământ din raionul Orhei se atestă o lipsă de în jur de 5 milioane de lei, bani care, în cazul în care nu vor fi
alocați prin rectificări la bugetul de stat, vom fi nevoiți noi, ca administrație publică locală, să îi asigurăm. Și aici, administrația publică locală și de nivelul 1 și de nivelul 2 se află într-o capcană, să spunem așa, sub presiunea facturilor pe care nu sunt plătite pe de o parte, pe de altă parte lipsa de reacție a factorilor decizionali și pe noi ne pune în gardă faptul că vom fi nevoiți să alocăm bani pentru facturi, umblând direct în banii pentru dezvoltarea raionului și pentru dezvoltarea satelor și pentru dezvoltarea municipiului Orhei. De asta îngrijorarea noastră este justificată și nu vom permite ca acea fărâmă de bani pe care astăzi o are raionul Orhei și municipiul Orhei la dezvoltare, acești bani să fie cumva luați și direcționați pentru a achita facturile. Suntem, și legea spune în acest sens, obligația de a achita facturile revine guvernului, iar noi ca administrație publică locală, grija noastră, în primul și în primul rând, este proiectele de infrastructură și bunăstarea cetățenilor. Iar acum, reiterez și cu asta închei, suntem puși în situația de a nu umbla la o parte importantă a resurselor noastre financiare, asigurându-ne că în caz în care guvernul nu va soluționa această problemă, Parlamentul în speță, noi va trebui să luăm bani de la dezvoltarea raionului, bani de la dezvoltarea municipiului, pentru a achita incompetența și indiferența celor care ne conduc astăzi. Eu vă mulțumesc și le invit pe domnul primar Pavel Verjan. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Bună ziua, dragi colegi. Stimați cetățenii Republicii Moldova, într-adevăr suntem în aceste clipi în fața guvernului pentru a protesta anume fără de legile care se petrec în Republica Moldova. Fără de legi, noi considerăm că este inacțiunea anume guvernului de revizuire a bugetului pentru anul 2022. Vreau să vă spun că ca primar, undeva în bugetul local Orhei, am prevăzut gazele naturale la 11 lei. Ca prin urmare să vedem că astăzi deja este 15 lei. Vreau să vă spun că doar școala de arte și școala de muzică prin aceste calcule are minus 100 de mii. Vreau să vă spun că dacă luăm și grădinițele toate împreună, calcule estimative până la sfârșit de an și unde nu avem certitudinea cât vor costa gazele la sfârșit de an, este de minus 4 milioane 250 de mii. Deci sunt aceste cifre evaluate la prețurile actuale. Și aici țin să menționez că nu sunt puse în cont creșterile la produsele alimentare, că de altfel noi cu toții cunoaștem că hrana în grădiniță este acordată anume de primărie. Noi vedem un sabotaj din partea guvernului ceea ce ține revizuirea meniului fiecărui copil în parte. Astăzi este 33 de lei și vreau să vă spun că agenții economici nu mai au produse alimentare în stocate la depozite. Totodată înțelegem și acești agenți economici că la 33 de lei meniul este imposibil să procuri mâncare pentru scumpii și noștri dragi copilași. Dragi guvernanți sau nedragi guvernanți, insistent rugăm să luați act de cele auzite și spuse de noi astăzi, fiindcă noi mergem într-un colaps. Eu văd că ani la rând, Republica Moldova cred că este unicul stat pe acest glob pământesc care nu investește în învățământ. Dar totodată noi cerem să avem o societate sănătoasă, o societate deșteaptă și o societate reprezentativă. Asta este imposibil de făcut atâta timp cât nu se investește un ban în învățământ. Noi vedem cum școlile vin a fi închise, anume datorită facturilor, anume pelerinajului masiv din satele Republicii Moldova peste hotare. Noi înțelegem gravitatea acestui caz și de aceea cerem insistent să fie în cele mai scurte timpuri revizuit bugetul și alocările pentru învățământ. De aceea, stimați prieteni, îndemn toată Republica Moldova să se alipească nouă orhienilor în această grevă japoneză ca să spunem nu guvernării, nu deciziilor care nu ne ajută astăzi cu nimic. Vă mulțumesc!
continuare, o invit pe doamna Angela Cușnir, directoarea gimnaziului din satul Sămănanc. Raionul Orhei. Здравствуйте, уважаемая пресса и, конечно, все, кто нас сегодня слушают. Мы сегодня вышли сюда с такой очень тяжелой миссией. И поверьте, у нас очень много работы в школах. Но вынуждены выйти, чтобы нас увидели и нас услышали. Потому что действительно проблема очень-очень важна. Проблема очень наболевшая. И, естественно, как представитель маленькой сельской школы, мне еще более обидно, что действительно бюджет наш, к сожалению, урезался до неимоверных цифр, которые несоправимы и невозможны, чтобы дальше функционировать. Хочу сказать, что наше правительство в первую очередь должно заботиться о самом незащищенном нашем части нашего общества. Это, конечно же, пенсионеры и в первую очередь наши дети. Дети – наше будущее. И, естественно, то, что мы сейчас можем дать, это то, что мы закладываем в будущее нашей страны. Я надеюсь, что оно у нас всегда было, будет прекрасным. И все вот эти наши счет фактуры, наши вот эти все налоги, которые, к сожалению, тоже больно бьют по нашим всем счетам, по нашему школьному бюджету, конечно, расходятся с нашими возможностями реальными. Хочу сказать, что наша школа, как наша школа, единственная, наверное, школа в Аргеевском, не даже не в Аргеевском, во всей Молдове, которая на протяжении многих десятилетий работала в две смены. Это с 8 утра до без 28 вечера. И можете представить, как это все было сложно. Но наконец-то у нас полностью школа работает в одну смену. Но сейчас опять другая проблема. Уже как нагреть, как согреть детей, как накормить их досыта. Потому что это наша прямая обязанность. Мы даем не только образование, мы не даем только воспитание, мы хотим вырасти здоровых, прекрасных детей, детей нашего будущего. И мы очень хотим, чтобы наш правительство наше, наш парламент, все, кто могут всеми этими вопросами ведовать, услышали нас и повернулись к нам лицом, и все-таки помогли нашим школам не только существовать, а жить и процветать. Спасибо вам большое. În continuare o să ne descrie situația în grădiniță, doamna director Ana Iacob, grădinița Andrieș, satul Pohărniceni, raionul Orhei. Bună ziua, stimată mass media, stimați demnitari, sper să fi stimați, adică să ne înțelegeți. Deci vreau să vă fiu succintă. Noi în sistemul instituția timpurie avem dificultăți și vreau să spun că sunt mari. Pe lângă faptul că s-a scumpit la agenții termici, alimentația s-a scumpit, noi nu ne încadrăm în sumele care le avem. De ce bugetul care se calcula în 2021 s-a calculat și pentru 2022? Doar prețurile au crescut considerabil. Nu sunt aceleași prețuri nici la agenții termici, nici la produsele alimentare, nici la întreținerea unui copil în grădiniță. Situația e foarte complicată. Să vă spun de la concret, noi deja avem epuizat stocul la agenții termici pe luna martie. Ce facem mai departe? Noi suntem de-abia la începutul anului, dar avem încă până la fine de an. Nu știu, chiar e situația foarte penibilă. Ne mai vorbim de alimentații care era 26 și ceva per copil, asta când erau prețurile cu totul altfel. Dar acum noi nu ne încadrăm, avem o normă financiară și o normă alimentară. Noi trebuie să ne ținem de ambele. Dar dacă ne încadrăm o normă alimentară, ieșim de cea financiară și începem deja deficiențe. Nu știu ce să facem, ar fi bine decât sunt niște soluții, deoarece, într-adevăr, cum au spus colegii, copiii sunt viitorul nostru, trebuie să investim în ei. Dacă nu investim în copii, ce facem mai departe? Închidem grădinițele și ne ducem pe la casă. Dar asta nu e o soluție. Eu consider că ar trebui de revizuit bugetul pentru 2022 și de găsit soluții corecte și adecvate pentru toate tipurile de instituții, atât timpurii cât și instituții superioare. Deoarece acolo sunt probleme foarte mari. Eu vă mulțumesc pentru atenție și sperăm să găsiți o soluție foarte bună pentru noi. Se invită doamna Eugenia Băleanu, directoarea gimnaziului din Brăviceni. Raionul Orhei. Bună ziua, mass media, bună ziua, colegi, bună ziua, guvernare. Astăzi noi venim cu o doleanță, venim cu un regret, venim cu o cerere către
toți cei care sunt competenți de finanțarea instituțiilor de învățământ, care astăzi stăm la o situație, să zic eu, dificilă. De ce? Am fost puși în situație să identificăm sursele financiare pentru acoperirea facturilor. Însă, cu mare regret, din cauza acestei insuficiențe, am ajuns astăzi să nu avem pe ce achita facturile. Să nu avem cu ce să asigurăm instituțiile pentru activitate corespunzătoare. De ce? Că elevii au nevoie de noi, elevii au nevoie de carte, au nevoie de acea alimentație, au nevoie de acea asigurare care să se dezvolte. Că toți cei de la guvernare au crescut, pornind din școală. De aceea trebuie să dăm generației noi un imbold, o șansă de a purcede mai departe. Astăzi noi suntem puși în situația când nu mai putem să activăm. Da, finisăm anul de învățământ cu ceea ce este, dar luând bani din alte articole. De ce? Să achităm facturile actuale. Astăzi suntem aici, prezenți, într-un mod organizat, toți colegii care, să zic, că nu ducem atât de bine. Suntem aici pentru a cere guvernării să revizuie toate resursele care ar putea să ne ajute pentru activitate bună în continuare. Nu să identificăm noi sursele financiare locale, dar să ne ajute ei, că avem nevoie. Să nu punem semne de întrebare noi, administrația instituțiilor școlare, preșcolare, APL-ul, de unde și cum și ce să facem în continuare. Rugăm să fim auziți, rugăm să fim ajutați și să fim într-un mod sigur respectați. Vă mulțumim! În concluzie, ați auzit din prima sursă păsul și situația reală care astăzi este nu numai pe raza raionului Orhei, dar pe raza întregii țări și încheiem prin a reitera faptul că toată administrația publică locală de nivelul 1, de nivelul 2, toate instituțiile care ambele administrații sunt fondatoare, școli, grădinițe, case de cultură, biblioteci, toți intră de astăzi în grevă japoneză până la ședința Parlamentului, când și sperăm se vor lua decizii pentru a ieși din această situație catastrofală, dar o să fim la fel atenți pentru ca autoritatea centrală să nu pună presiune pe administrația publică locală de nivelul 1 și nivelul 2 în sensul achitării facturilor, situație la care deja am asistat. Și în acest sens, noi ca administrații publică responsabilă vom fi foarte energici în a ne apăra fărâma de bani pe care o avem pe conturile și Consiliului Raional Orhei și Consiliilor Municipale sau Locale, pentru că acești bani să nu meargă la facturi, dar să meargă în investiția raionului Orhei și așa ar trebui să fie pe raza întregii țări. Facem apel către toate consiliile raionale, către toate direcțiile generale de învățământ din țară, către toți primarii municipiilor, orașelor și satelor, să intrăm cu toții în această grevă japoneză și pentru a ne manifesta solidaritatea și pentru a pune presiune pe factorul decizional, pentru că altfel riscăm nu numai să fim ignorați, dar în continuare să umblăm la banii pe care îi au satele și orașele noastre la dezvoltare. Noi vă mulțumim frumos pentru interes și încă o dată mulțumim tuturor colegilor care se află în spate pentru faptul că au lăsat astăzi responsabilitățile care revin ca manageri fiecare pe domeniul său și, mult mai important, faptul că ei astăzi sunt prezenți aici denotă o solidaritate pe raza întregului raion Orhei. Vă mulțumim și așa pentru detaliu, pentru a asigura toate persoanele care sunt angajate în administrația publică locală și în grădiniți și școli cu panglică albă, au fost procurate în jur de 2 km de panglică albă, vor fi suficienți pentru ca toți angajații să poarte această
panglică, să intrăm în greva japoneză și să ne manifestăm solidaritatea pe care se impune în acest caz. Mulțumim și succese mari în continuare!